În dimineața zilei de 26 mai, pe strada Testemițeanu 22/2 din capitală, pompierii au fost alertați să intervină pentru stingerea unui incendiu. Focul a izbucnit într-un local unde afectate au fost lucrurile din bucătărie, pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați. Cu două auto speciale, pompierii au localizat focul în 20 de minute, fiind salvat restul încăperii. Circumstanțele și cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite.